La data de 23 decembrie, Parlamentul nostru a fericit cetățenii Republicii Moldova nu doar printr-o politică fiscală defectuoasă, dar și prin aprobarea unui șir de modificări la legea cu privire la indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă. Această lege urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2014 și a diminuat garanțiile sociale ale femeilor în perioada prenatală și postnatală, afectând sever mărimea indemnizațiilor de maternitate, dar și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului. Fracțiunea noastră a înaintat Parlamentului un proiect de lege, înregistrându-l cu numărul 105, care vine să excludă toate prevederile antisociale din legea 332 din 23 decembrie 2013, care au dus la restrângerea și diminuarea garanțiilor sociale ale persoanelor asigurate. Dat fiind timpul restrâns care a rămas până la 1 aprilie, vă îndemn, stimați colegi, să aveți o atitudine cât se poate de serioasă față de acest subiect și să conștientizăm că este vorba real de o urgență. Nu e cazul să așteptăm președintele Comisiei să se întoarcă din Brazilia sau alți factori din guvern responsabili de problematica socială. La fel, nu este cazul să așteptăm proiectul de lege a guvernului care vine cu modificări la această lege, pentru că modificările nu o să satisfacă plenul legislativului. Au fost făcute câteva modificări, dar ele nu vin să îmbunătățească esențial legea. Noi venim cu un complex de măsuri, am revizuit legea 332, excluzând toate elementele negative ale acestei legi și lăsându-le în vigoare pe acele pozitive. Rog susținerea dumneavoastră. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi.